Salutare, salutare! Astăzi suntem în cartierul Lacutei, unde avem o proprietate de închiriat. E vorba de un imobil parter plus 3 etaje cu această curte de 420 de metri pătrați, liberă, pavată în mare parte. Avem și o parte de gazon în dreapta și stânga casei. De fapt, ăsta este principalul beneficiu al acestei clădiri. Clădirea are, după cum vă spuneam, demisol, parter și 3 etaje, compusă din fiecare etaj câte un apartament independent pe nivel, cu centrală termică Viessmann, încălzire în pardoseală. Aceasta este de fapt bucătăria. Acesta este living-ul, care este foarte mare, e un open space. Aici avem un WC de servici cu cabină de duș. Intrarea, blocul este dotat cu lift. Și aici mai avem un dormitor cu un balcon cu vedere în curte. Am tăcut o clipă ca să auziți ciripitul păsărelelor. Acesta este un dormitor. Iar aici mai avem o zonă de o baie cu cadă și un alt dormitor. Practic, acesta este desenul fiecărui etaj. Avem 5 astfel de apartamente. În jur de... acesta are 100 de metri utili. Cele de la parter și demisol au câte 80. Și vă spuneam, fiecare apartament este independent, are încălzire în pardoseală, centrală termică proprie, toate instalațiile, toate cablajele, inclusiv internet, cabluri de putere, tot. Clădirea se închiriază integral și pentru detalii suplimentare vă invit să mă sunați la 0751 959595 și vă dau mai multe informații utile. Ea se pretează pentru o multitudine de activități. Este foarte luminoasă. Este nou-nouță, nou construită, la prima utilizare. Vă repet, are o curte liberă de 420 de metri pătrați. Un element foarte important în piață în momentul de față. Iată, aceasta este curtea liberă, pavată. Deschiderea la stradă este destul de mare. Ne aflăm în cartierul Lacutei. Undeva în stânga este bulevardul Lacutei, undeva în dreapta este strada Ramotei și Kaufland Barbu Văcărescu. Suntem la, să zic, mai puțin de jumătatea distanței dintre Lacutei și Barbu Văcărescu. Se închiriază această clădire, care are o suprafață totală utilă, închiriabilă, de 500 și ceva de metri pătrați, cu o curte liberă de 420 de metri. Haideți să mergem puțin mai departe ca să vedeți. Deci aici a fost apartamentul de la etajul 3. Aici este liftul. Coborâm pe scări. Scările au 90 de centimetri lățime utilă. Aici este etajul 2. Apartamentul de la etajul 2 este compartimentat la fel ca cel de la etajul 3. Aici e un dormitor. Aici e dormitorul cu baia. Aici este WC-ul de servici pe scări. Pe hol, aici este zona de zi și cu zona de bucătărie acolo. Aici avem un balcon francez, aici avem un balcon mare pe toată lungimea acestei, aproape toată lungimea acestei camere și mai avem un balcon acolo la dormitorul de aici. Coborâm la etajul 1, la fel avem lift, coborâm la etajul 1, unde avem o compartimentare puțin diferită față de etajele de sus.
Avem același dormitor cu balcon aici, dormitorul cu baie proprie și baie cu cadă, baia de servici cu cabină de duș. De data aceasta avem bucătăria aici, care este o încăpere foarte mare, și o zonă de zi aici, cu un mic spațiu, un mic birou în zona aceasta. Adică bucătăria de sus se transformă aici într-un mic birou. Iată. Deci aici un dormitor, aici un alt dormitor cu baie proprie, acolo bucătăria, living-ul plus un birou și o baie cu cabină de duș. Coborăm la parter. Aici este intrarea principală. Asta este holul de intrare. Apartamentul de la parter, liftul. Apartamentul de la parter este și el compartimentat la fel ca cel de sus. Avem acest dormitor aici, dormitorul cu baie proprie aici, baia cu cabină de duș în partea aceasta, această încăpere care are pe post de bucătărie și această cameră aici. Nu mai avem biroul de acolo și mergem mai departe. Avem și un demisol, unde la demisol avem două spații tehnice acolo și un alt apartament aici, care este puțin mai mic, are undeva la 80 de metri utili, și avem un WC de servici la intrare, o cameră aici, o cameră mai mică în zona aceasta, iar aici mai avem un dormitor cu acces afară într-o curte de lumină, iar aici o baie cu cadă și încă un dormitor. Așadar, v-am prezentat o clădire multifuncțională situată în zona, în cartierul Lacul Tei, care e compusă din demisol, parter, 3 etaje, 5 apartamente, undeva la 500 și ceva de metri pătrați utili, plus o curte liberă de 420 de metri pătrați. Iată așa arată curtea, cu două porți de acces. Avem și o mică parte de gazon aici și una acolo în lateral. Așa arată clădirea, este o clădire nou-nouță, la prima utilizare, nou construită. Vă repet, suntem în cartierul Lacul Tei, la mică distanță de bulevardul Lacul Tei în direcția aceea și de Kaufland Barbu Văcărescu în direcția aceasta. Așadar, dacă ești interesat de această clădire, dă-mi un telefon la 0751 95 95 95 și hai să-ți prezint detalii complete despre această clădire de închiriat, repet, doar integral.